Vă invit să ne ridicăm în picioare, să deschidem Cartea Sfântă, Cuvântul lui Dumnezeu. În două pasaje, în Vechiul Testament, la Cartea Iosua, în capitolul 1, de unde vom citi 9 versete, și apoi în Noul Testament, în Cartea 1 Petru, la capitolul 5, versetul 7. Iosua, în capitolul 1, de la versetul 1 până la versetul 9, traducerea Cornilescu pentru cei care aveți 233 și a doua referință din 1 Petru 5 cu 7. După moartea lui Moise, robul Domnului, Domnul a zis lui Iosua, fiul lui Nun, slujitorul lui Moise, robul meu Moise a murit, acum scoală-te, trece Iordanul acesta, tu și tot poporul acesta și intrați în țara pe care o dau copilor lui Israel. Orice loc pe care va călca talpa piciorului vostru, vi-l dau, cum am spus lui Moise. Ținutul vostru se va întinde de la pustie și Liban până la râul cel mare, râul Eufrat, toată țara hitiților și până la marea cea mare spre apusul soarelui. Nimeni nu va putea să stea împotriva ta cât vei trăi. Eu voi fi cu tine cum am fost cu Moise. Nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. Întărește-te și îmbărbătează-te. Într-o traducere mai apropiată de original spune, fii tare și curios și curajos. Fii tare și curajos, căci tu vei da stăpânire poporului acestuia țara care am jurat-o părinților lor că le-o voi da. Întărește-te numai și îmbărbătează-te. Aceeași traducere spune, fii tare și foarte curajos. Lucrând cu credincioșie după toată legea pe care ți-a dat-o robul meu Moise, nu te abate de la ea nici la stânga, nici la dreapta, nici la stânga, ca să izbutești în tot ce vei face. Cartea aceasta lege să nu se depărteze de gura ta, cugete asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și vei lucra cu înțelepciune. Nu ți-am dat eu oare porunca aceasta, întărește-te și îmbărbătează-te? Nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeu tău este cu tine în tot ce vei face. 1 Petru, capitolul 5, versetul 7, pagina 1195. Și aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de voi. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Toate gândurile în această seară au mers în direcția aceasta. Vreau să vă amintesc despre contextul în care se află pasajul în care l-am citit înaintea dumneavoastră. Moise a fost cel mai mare lider care l-a avut poporul Israel până atunci, probabil și de atunci încoace. A fost cel mai mare profet care l-a cunoscut această națiune. A fost omul care a stat de vorbă cu Dumnezeu față în față cum stă un om cu prietenul lui, spune cuvântul lui Dumnezeu. Prin acest om Dumnezeu a făcut minuni încât și acum te șochezi când te uiți la felul și puterea cu care a lucrat Dumnezeu într-o națiune prin acest om. Au fost situații în care probabil de mai multe ori, 40 de zile a stat pe munte cu Dumnezeu în intimitate, în părtășie cu El. Au fost oameni nemulțumiți, bineînțeles, ca în orice popor, dar sute de mii de familii l-au urmat fără nicio problemă. A fost un om activ, un om cu viziune, un om extraordinar de puternic. Până într-o zi, când la 120 de ani a murit. Încă la vârsta aceea era în putere, era în forță. Era un om foarte energic și activ. Și nu doar că moare, ci omul acesta moare într-un moment foarte dificil pentru națiunea aceasta. Se aflau dincoace de Iordan, în fața aveau Iordanul
și zidurile mari, groase, întărite a cetății care urma să o cucerească. Aveau să lupte această națiune, fără lider la momentul acesta, aveau să lupte cu acești luptători înalți, voinici, pregătiți. Spune cuvântul lui Dumnezeu că aveau și cai și cară. Dar cu cine să lupți? Că generația aceasta era o generație tânără. Nu s-au bătut ultimii ani, n-aveau experiență. Cu cine să lupți? Mai era o problemă. Generația aceasta era învățată să primească mâncarea la ușă. Dacă Dumnezeu ți-ar cere să iei, preiei conducerea unei națiuni în situația asta, spune sincer, ți-ar fi frică, dacă ai accepta, în ideea că ai accepta provocarea aceasta, să iei națiunea aceasta după Moise, după un lider ca Moise, și Dumnezeu să-ți spună, poftim, ia locul, aici sunt 2 milioane de oameni, ai mandatul acesta să-i treci, să duci până la capăt, dincolo, în țara promisă. Deși Iosua era un om antrenat, era un om pregătit, era un lider militar, era un om spiritual, a văzut experiențele care le-a avut Moise cu Dumnezeu. A fost un om cu greutate. Și îl simt, m-am transpus în acest pasaj, simt pe Moise, pe Iosua, că avea această frică pentru ceea ce va urma. Biblia tratează și vorbește de peste 200 de ori, poate peste 200 de oameni care s-au luptat cu frica și cu teama. Unul dintre ei era Iosua. Vom vedea mai târziu cum îl tratează Dumnezeu, cum tratează Dumnezeu problema aceasta a fricii, a temerii. Dar înainte de aceasta vreau să vă amintesc câteva temeri, frici universale, care le găsim aproape la fiecare persoană. Fiecare muritor, cel puțin una dintre aceste temeri le are în viață. Le-am scris în ordinea probabil a răspândirii lor. Poate cea mai mare frică care o are omenirea astăzi este frica de sărăcie. Că nu vor avea suficienți bani, nu vor câștiga suficient încât să-și acopere nevoile săptămânale sau lunare cu chirie, cu întreținere, cu rate la mașină, cu asigurări, cu a-ți ține copilul în școală. Există teama aceasta, probabil cea mai răspândită, că nu vom putea să ne întreținem copiii până se vor căsători și apoi să fie pe picioarele lor. A doua teamă majoră este frica de critică. Dacă nu o să le placă la ceilalți cum fac ceea ce fac, dacă cineva o să aibă ceva de obiectat. Și de multe ori, atât de mult domine frica aceasta viața noastră, încât acționăm tot timpul să fim pe placul cuiva. A treia frică este frica de a pierde lucrurile care le avem. Deci nu doar lipsa creează, generează frică, ci și faptul că ai anumite lucruri. O să avem un copil, dar dacă va fi bolnav? Dacă se va îmbolnăvi? O să mă căsătoresc, dar dacă nu o să mă înțeleg cu soția sau cu soțul și o să divorțez? O să am un loc de muncă, dar dacă nu pot face față la cerințele de acolo și îmi pierd locul de muncă. Ce se întâmplă cu familia mea, cu copiii mei, cu casa mea, cu ratele care le am? Frica de boală. Dacă o să iau un virus, dacă o să mă infectez, dacă o să mă îmbolnăvesc, oare sunt suspect de cancer? Oare simptomele acestea nu sunt îngrijorătoare? Oare semnul acesta nu este periculos? Și există această teamă, oare cum ne va ieși analizele? Și parcă zilele acelea în care așteptăm sunt așa de apăsătoare din cauza acestei temeri.
teamă de boală. O altă teamă este frica de bătrâneță. Aici nu mai știu cum e. Frica de bătrâneță. Știm ce se întâmplă. Înaintăm în vârstă. Nu mai suntem ce am fost. Știm unde duce direcția aceasta. Știm că tot îmbătrânim, dar până la o vreme, când nu mai îmbătrânim, există frica aceasta care generează ultima frică, dacă vreți, frica de moarte. Dacă o să am infart în timpul somnului, cineva în familia noastră a decedat așa, dacă moștenesc lucrul acesta, dacă în zborul acesta avionul, că oricum se întâmplă atât de multe, se prăbușește, și mă uit, e și acestea Boeing sau Airbus. S-a mai prăbușit recent unul din acesta. Și există, nu avem îndrăzneală să spunem, bineînțeles, dar există această frică, mai ales când ești împins de inerție în scaun. Și acestea sunt anumite frici universale, pe lângă ele avem fiecare frica noastră, unele frică de dentist. Alții călătorie cu vaporul și tot felul de frici care poate nu sunt neapărat universale, dar fiecare are frica lui. Acum vă rog să vă gândiți cum ar arăta viața dumneavoastră fără să-ți fie frică. Să n-ai nicio frică. Cum ar arăta? Măcar poți să-ți imaginezi cum ar arăta viața dacă n-ai avea nicio frică. E bine, răspunsul la lucrul acesta este că tocmai aceste lucruri ți le fură frica. Frica merge până acolo încât poate îmbolnăvi o persoană. Atât de mult domină o persoană încât duce până la depresie cronică. Atât de măcinat poate deveni cineva de frică și de teamă încât să îi slăbească sistemul imunitar, să își distrugă fizicul lui, pe el și pe cei din jur, chiar familia lui. Cazul acesta este cazul unei persoane care era frică de ceea ce urmează, și anume Iosua. Vreau să vă spun ceva foarte important. Omul acesta este consiliat de Dumnezeu. Dumnezeu se ocupă de Iosua. Și vreau să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu cum tratează Dumnezeu frica. Cazul acesta este reprezentativ pentru toate cazurile care le găsim în Scriptură și în viața. Să știi că ești dominat de o frică și la consiliere să te întâlnești cu Dumnezeu. Iată din cuvântul lui Dumnezeu cum consiliază Dumnezeu, ce sfaturi dă Dumnezeu, ce remedii are Dumnezeu pentru om care se confruntă cu frica și cu teama. Și cu alte cuvinte, parcă ca un leitmotiv se tot repete ideea aceasta. Fii tare și curajos. Fii tare și foarte curajos. Cu alte cuvinte, Dumnezeu îi spune lui Iosua, n-ai nici un motiv să-ți fie frică. Oare pe ce se bazează Dumnezeu când afirmă lucrul acesta? Ce argumente are Dumnezeu împotriva temerilor? Pe ce se bazează Dumnezeu când îi dă acest sfat unui om fricos, dominat de anumite frici? Pe ce se bazează Dumnezeu? Pe ce ne bazăm noi? Care este tratamentul lui Dumnezeu pentru un om fricos? Și primul dintre acestea este următoarea idee. Planul lui Dumnezeu. Când Dumnezeu îți spune fii tare și foarte curajos, îți spune, bazează-te pe planul meu. Versetul 1. După moartea lui Moise, ascultați, după moartea unui astfel de om, astfel de lider, ce liniștit era Iosua, ce confort avea. Dacă nu mergea bine în popor, Iosua, Moise răspunde. Dacă era grele, decizii grele luat, Moise se descurcă. Și ce bine e să stai în spatele cuiva și știu că cineva tot timpul răspunde pentru ce se întâmplă bine sau rău în popor. Și vreau să vă spun acest prim lucru care
contează foarte mult pentru a scăpa de frică este planul lui Dumnezeu. În planul lui Dumnezeu era și moartea lui Moise. Eu să avem impresia că acum cu moartea lui Moise se încheie acolo tot planul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu îi spune lui Moise, lui Iosua, a murit Moise, dar n-a murit planul meu. Planul meu merge mai departe. Acum ridică-te, scoală-te și du-mi planul mai departe. Iosua, nu intra în panică. Da, a murit un mare lider, a murit cel mai mare lider a poporului Israel. Dar planul meu nu se oprește aici. Moise, Iosua spune cuvântul Domnului că era fiul lui Nun, se pare că băiatul cel mai mare din familia aceasta. Și Iosua știa ideea aceasta. A fost o noapte în care viața mea era în pericol, când îngerul verifica fiecare casă să vadă dacă nu are ușor stropiți cu sânge. Și în casa noastră nu a intrat, eu am fost salvat, era un plan al lui Dumnezeu. Iosua, fiul lui Nun, știa asta. Dar era momentul acesta în care se întreba ce se va întâmpla dacă a murit Moise. Ce se va întâmpla în situația aceasta? Vreau să vă spun, dragii mei, ceea ce a spus Dumnezeu lui Iosua. Vă spun dumneavoastră în această seară. Planul lui Dumnezeu are de a face în primul rând cu Dumnezeu. Dumnezeu va avea de grijă să-ți poarte de grijă în familie. Chiar dacă patronul va muri, Dumnezeu va avea de grijă ca pe masă să rămână binecuvântare. Pentru că în planul lui Dumnezeu nu depinde de șeful de la muncă, oricât de bogat ar fi de el. El va muri. Dar Dumnezeu va rămâne și va proviziona în continuare frigiderul casei tale. Planul lui Dumnezeu nu depinde nici măcar de păstorul bisericii, nici de comitet de conducere și de nimeni. Planul lui Dumnezeu cu viața ta depinde în primul rând de Dumnezeu. Și spune lui Iosua, a murit Moise, da, un om valoros. S-au dus de lângă tine, au plecat, în anumite circunstanțe ai rămas singur, dar eu sunt ultimul care plec. Rămân lângă tine și planul meu nu are de a face cu moartea cuiva, cu îndepărtarea cuiva, cu falimentul cuiva. În primul rând, atunci când te cuprinde teama, rog să realizezi acest lucru. Există un plan al lui Dumnezeu în situația aceea. Noi avem impresia că lucrurile sunt în control, cât suntem în confort, cum a fost Iosua lângă Moise. Ce s-a întâmplat? S-a terminat confortul. Intră o perioadă de provocări, dar nu înseamnă că planul lui Dumnezeu se termină acolo. Indiferent de situația prin care te treci sau situația de frică și teamă cu care te confrunți. Vreau să spun această încurajare din partea lui Dumnezeu care i-a spus-o Dumnezeu lui Iosua. Planul meu merge mai departe. Iosua, acum ridică-te, vin aici în fața oamenilor și condu poporul. Erau aproximativ 40 de maile de la ieșirea din Egipt și până unde trebuia să ajungă poporul Israel în țara promisă. Să fie fost 10, 15, 20 de zile, 40 de zile poate, dacă mergeau o maile pe zi. Și poporul acesta se învârte în cerc, nu am idee cât. Știu un lucru, călătoria aceasta care trebuia să durează 2 săptămâni, a durat 40 de ani. Pentru că de multe ori noi stăm în pustie în funcție de atitudinea noastră. Când vom înțelege că Dumnezeu are un plan, știți care e planul nostru când nu avem plan? E planul de escape, de ieșire, de exit, de fugire. Cum să fugim din situația respectivă? Fără să realizăm că Dumnezeu are un plan. Întotdeauna avem tendința să fugim când zona de confort se termină. Dar atunci planul lui Dumnezeu continuă cu noi. În primul rând, pentru cei care au o teamă în viața lor, vreau să le aduc acest cuvânt de încurajare din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu are un plan cu viața ta. În al doilea rând, curajul acesta, puterea, tăria aceasta este bazată pe promisiunea lui Dumnezeu. Versetul 3 și 4. Orice loc pe care îl vei călca talpa piciorului vostru, vi-l dau, așa cum am spus lui Moise. Dragii mei, Dumnezeu face promisiune lui Moise și îi spune așa, poporul acesta pe care îl voi scoate din țara Egipt, îl voi duce într-o țară în care va curge lapte și mere. Această promisiune o face Dumnezeu lui Moise în primul rând și apoi lui Iosua reamintește.
Se spune că în cuvântul lui Dumnezeu există peste 8800 de promisiuni scrise aici în cuvântul lui Dumnezeu. Dragii mei, promisiunile acestea care scrise aici în cuvânt nu sunt meditații zilnice, nu sunt gânduri pozitive, nu sunt idei de predică, nu sunt schițe. Lucrurile acestea au fost testate de generații, verificate de secole și toți au ajuns la aceeași concluzie care a ajuns Iosua înainte de a muri. În versetul 14 din capitolul 23, tot la cartea Iosua, haideți să deschidem cuvântul lui Dumnezeu aici, la Iosua, capitolul 23, versetul 14, și veți vedea concluzia care ajunge Iosua legat de promisiunile lui Dumnezeu. Iată că astăzi eu mă duc pe calea care merge tot ce era pământesc. Iosua avea scriul lângă el și spune așa: recunoașteți dar din toată inima voastră și din tot sufletul vostru că nici unul dintre cuvintele bune rostite asupra voastră de Domnul, Dumnezeul vostru, n-a rămas neîmplinit. Toate vi s-au împlinit, nici unul n-a rămas neîmplinit. Știți care este concluzia lui Iosua? Dumnezeu rămâne credincios promisiunilor lui cu punct și virgulă. Concluzia lui este aceasta: Dumnezeu este Dumnezeul cuvântului respectat. Dumnezeu este Dumnezeul care își ține promisiunea. Vor trece pământurile, vor trece lumea și tot ce există. Dar cuvântul lui Dumnezeu, fiecare cuvânt va rămâne în picioare și împlinit până la ultima iotă. Asta promite Dumnezeu. Și am aici două vești. Veste bună și veste rea. Vestea bună este că nici măcar nu ți imaginezi, nici măcar nu poți cere câte binecuvântări, lucruri mărețe și grozave are Dumnezeu pregătite pentru tine, pentru familia și pentru casa ta. Nici măcar nu poți să-ți permiți să te gândești să le ceri pe toate. Atât de multe și de mărețe binecuvântări, promisiuni are Dumnezeu pregătite pentru casa ta, pentru tine, pentru familia ta, pentru viitorul tău. Asta e vestea bună. Vestea rea este că nu ai niciun credit pentru ele. Adică nu te poți face creditor peste ele. Adică ele nu sunt acolo datorită ție. Îi spune Dumnezeu lui Iosua: îți dau această țară pentru că am promis-o lui Moise. Și ce am promis părinților tăi, am să mă țin de cuvânt și am să o respect întocmai. Și spune Dumnezeu lui Iosua să nu intri cumva în confuzie și să faci greșeala, să crezi că aceste promisiuni le voi respecta pentru că ai fost viteaz, pentru că ai fost credincios, pentru că ai stat lângă Moise. Nu, acestea le voi păstra pentru că am promis și ceea ce promit mă voi ține de cuvânt. Să nu cumva, spune Dumnezeu, aceeași confuzie să o faceți voi. Faptul că vii la biserică, că slujești, că dăruiești, că te implici, că faci anumite fapte bune, nu cumva să crezi că aceste binecuvântări care le ai pe masă vin din cauza aceasta. Nu! Spune Dumnezeu: am promis că te voi binecuvânta, am promis că mă vei chema și îți voi răspunde, ți-am promis când vei fi în strântorare, îți voi da răspuns. Să nu cumva să crezi că dacă ai în fiecare zi pe masă binecuvântări, se datorită faptului că tu dăruiești sau faci milostenii față de alții. Să nu crezi asta. Dacă te-am ascultat când copilul tău a fost bolnav și s-a vindecat, e datorită faptului că îmi țin promisiunea că în ziua necazului voi fi lângă tine, nu pentru că tu faci anumite lucruri pentru altcineva sau pentru mine în biserică. Îi spune Dumnezeu lui Iosua: Iosua, să fie clar, te rog, nu fă confuzia aceasta. Lucrurile acestea se vor împlini în viața ta, pentru că sunt Dumnezeul promisiunilor respectate. Pentru că tot ce am spus voi împlini în viața ta. Ce am promis copilor, părinților tăi, o vor respecta. Și nu uita, Iosua, când vei intra în țara promisă și vei călca pe pământul acela nou pentru tine, să nu te cumva să te gândești că talpa aceea a călcat pământul acela pentru că tu te-ai chinuit 40 de ani să ajungi acolo. O vei primi acel ținut pentru că Dumnezeu l-a promis pentru tine, dar l-a promis părinților tăi. Și dacă tu vei fi beneficiat de vreo binecuvântare, e pentru că Dumnezeu își ține cuvântul și nu e pe baza meritelor tale.
Și apoi continuă în versetul 4. Iosua, ținutul tău va ține de aici până aici. Iosua, indiferent ce spun alții, eu îți decid ținutul pe care te-ai întins. Vei fi binecuvântat, Iosua, atâta cât decid eu. Nu te mai stresa ce fac alții, ce vor alții, ce vor decide alții. Tu vei fi binecuvântat cât îți întind eu ținutul. Pentru că dacă îți promit atâta beșug de binecuvântare, atât o vei avea, indiferent de recesiunea sau de criza care există în țara în care Dumnezeu te-a așezat. Iosua, ținutul acela ți-l fixează Dumnezeu. Ținutul vostru se va întinde de la pustie și până la apus. Asta decide Dumnezeu, asta va face Dumnezeu pentru tine. O să stai în picioare, Iosua, cât Dumnezeu va vrea. O să te întinzi cât Dumnezeu va decide. O să slujești cât Dumnezeu va vrea. O să faci cât Dumnezeu va vrea. O să ai lucrurile acestea cât Dumnezeu va decide. Nu-ți fie frică. Îmbărbătează-te cu aceste gânduri. Dumnezeu îți decide cât de larg și de întins să-ți fie ținutul. Primul lucru care să scapi de frică și de teamă este acesta. Dumnezeu are un plan pentru viața ta. Apoi Dumnezeu are o promisiune pentru viața ta. Și în al treilea rând, în versetul 5, prezența lui Dumnezeu. Nimeni nu va putea să stea împotriva ta cât vei trăi, Iosua. Eu voi fi cu tine, Iosua, așa cum am fost cu Moise. Nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi, Iosua. În altă traducere spune, nu voi trece cu vederea, nu o să uit de tine. Nu o să mă facă, nu te văd. Mai repetă același lucru în versetul 9. Dumnezeul este Dumnezeul tău, este cu tine în tot ce vei face. Prezența lui Dumnezeu este soluția pentru a scăpa de frică. Acum, există o problemă, că frica ne influențează emoțiile, sentimentele. Și pentru că simțim ceva care seamănă cu frică și teamă, automat intrăm în zona aceasta de panică. Pentru că lăsăm sentimentele să decidă dacă Dumnezeu este cu noi sau nu. Nu așa că dacă întrebi o persoană și este deschisă față de tine să-ți răspundă, ei se simt în prezența lui Dumnezeu sau nu, în funcție de sentimentul care îl are. Și spune, simt că și Dumnezeu mi-a întors spatele. Simt că Dumnezeu nu-i mai cu mine. Și toate acestea le exprimăm în funcție de sentimentele care le avem. Există Psalmul 27 care m-a inspirat Domnul prin fetița care a fost în față azi dimineață. Psalmul 27, versetul 1 și 2. Haideți să citim cuvântul lui Dumnezeu. Psalmul 27. Domnul este lumina și mântuirea mea. Adică Dumnezeu mi-a rezolvat cea mai mare problemă a sufletului meu. Domnul este lumina și mântuirea mea. De cine să mă tem acum? Domnul este sprijitorul vieții mele. De cine să-mi fie frică? Mai există referința din Isaia capitolul 41 cu versetul 10. Nu te teme. Sunt în stare să dau popoare pentru tine. Atât de mult valorez înaintea ochilor mei. Nu-ți fie frică, nu te uita cu îngrijorare. Sunt cu tine, sunt Dumnezeul tău, sunt prezent acolo. Și există tendința aceasta de a ne pronunța în funcție de sentiment. Dacă simțim așa o singurătate, spunem că Dumnezeu nu mai este cu noi. Dragii mei, pentru un om născut din nou pentru un copil al lui Dumnezeu, dacă vă puteți imagina trenul acela cu aburi, locomotiva, vagonul cu aburi și vagonul, dacă vreți, primul vagon gol. În primul, pentru noi, locomotiva este cuvântul scris. Pentru noi, ce e scris e mai important decât ce simțim. Apoi există vagonul acela cu aburi, care este credința. Și după aceea vin sentimentele. Niciodată nu trebuie să punem sentimentele în față și asta să decide în dreptul nostru dacă îl simțim pe Dumnezeu sau nu, dacă Dumnezeu este cu noi sau nu.
Există referința aceea în Isaia 54, versetul 10. Dragostea mea nu se va muta de la tine, spune Dumnezeu, și asta indiferent de ceea ce simți tu. Cât te simți singur, cât te simți supărat, cât te simți trădat, Dumnezeu îți dă o garanție. Dragostea mea nu se va muta de la tine. Și asta nu are de a face cu ceea ce simți. Este cuvântul lui Dumnezeu, este cuvântul scris, care trebuie să fie pentru noi cea mai puternică temelie. Dragii mei, nu lăsați stările de moment să decidă lucrurile veșnice. Vine în minte cazul lui Pavel. 2 Corinteni, capitolul 11, spune despre faptul că a trecut prin perioade grele omul acesta, omul lui Dumnezeu. A ajuns să aibă de-a face cu frații mincinoși, bătut, flămând, însetat. Citiți dacă vreți 2 Corinteni, capitolul 11, pe finalul pasajului. Tot felul de prigoane, fugărit. A ajuns nu doar flămând și însetat, spune cuvântul Domnului undeva spre sfârșitul pasajului, că era în lipsă de îmbrăcăminte. Ascultați-mă, oameni buni. Lipsă de îmbrăcăminte la Pavel. Și noi venim la biserică și ne luăm Biblia și caietul de notițe și notăm și notăm de la scrie lui Pavel, scriem, notăm, notăm, duminică după duminică, adevăr după adevăr. Știți că aceste lucruri au fost scrise în închisorile reci? Dacă Pavel ar fi renunțat atunci, dacă ar fi spus, nu, Dumnezeu m-a părăsit, nu-i mai cu mine, cât am făcut pentru el și uite ce am ajuns. Pavel se simte încă iubit de Dumnezeu, în prezența lui Dumnezeu, o simte pe Dumnezeu acolo și primește inspirațiile de la Dumnezeu să scrie despre oamenii contemporani noi astăzi, lucrurile acestea. Și noi, duminică după duminică, adevăr după adevăr, îl scriem, fără să realizăm de multe ori că aceste lucruri au fost scrise din închisoare rece, a Romei. Oamenii mari ai lui Dumnezeu nu și-au ghidat viața după sentimente. Și nu vreau să rămân la capitolul acesta mult pentru că am mai abordat acest domeniu al sentimentelor și influența care are asupra vieții noastre. Evrei capitolul 13, această referință frumoasă, Evrei capitolul 13, vreau să vă citesc acolo din cuvântul lui Dumnezeu câteva versete. Versetul 5, partea a doua, 1186. Nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Așa că putem zice plin de încredere, Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme. Ce mi-ar putea face omul? Aduceți-vă aminte de mai mari voștri care v-au vestit cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul vieții lor și urmați-le credința. Iisus Hristos este același care a fost cu Iosua, cu Moise, este același ieri, azi și în veci. Dragii mei, cu alte cuvinte, Dumnezeu îi spune lui Iosua, chiar dacă Moise a plecat și a rămas singur, eu am rămas cu tine. Chiar dacă toți vor pleca la un moment dat, eu voi rămâne cu tine. Și vreau să vă spun sincer un lucru bazat pe cuvântul lui Dumnezeu. Eu cred totdeauna că cei care vin la biserică cu dorința sinceră să se întâlnească cu Dumnezeu și se întâlnesc cu Dumnezeu, pleacă de la biserică fără frică. Încă o dată, nu contează când vii la biserică, nu despre asta vorbesc. Vorbesc despre cum pleci din prezența lui Dumnezeu. Eu cred un lucru, că oamenii care vin sincer să se întâlnească aici cu Dumnezeu și se întâlnesc cu Dumnezeu, nu mai pleacă din prezența lui Dumnezeu cu frică și cu teamă. Ce alungă teama? Faptul că Dumnezeu are un plan pentru mine, Dumnezeu are promisiuni pentru mine, Dumnezeu are prezența Lui cu mine întotdeauna și există un lucru, perspectiva lui Dumnezeu, care pe mine mă ajută să scap de teamă. Versetele 7 și 8 din Iosua, capitolul 1. Fii tare, vreau să citesc această traducere mai aproape de original, fii tare și foarte curajos.
lucrând cu credincioșie după toată legea pe care ți-a dat-o robul meu Moise, nu te abate de la ea nici la stânga, nici la dreapta, nici la stânga, ca să izbutești în tot ce vei face. Versetul 8. Cartea aceasta legii să nu se depărteze de gura ta. Cugetă. În traducerea mai aproape de original spune murmură aceste cuvinte. Sau cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. În traducerea King James Bible și majoritatea în engleză, aici spune și atunci vei fi prosper și vei avea succes. Uităm ideea cu prosperitatea, dar spune așa. Aici vei avea și după ce faci lucrurile acestea, Dumnezeu îți promite succes. Vreau să vă spun, în traducerea aceasta, King James Bible, e singura referință în Biblie unde găsim cuvântul succes. Ce interesant că e legat de cuvântul lui Dumnezeu. Dar înțelesul mai adânc acestui termen de succes nu se referă la a-ți merge business-ul bine, a fi sănătoasă toată casa ta, a avea incomuri de mai multe părți, să fii sănătos sau să o slujire bună, nu la asta se referă. În contextul acesta, succes înseamnă înțelepciune, inteligență, discernământ, călăuzire, ghidare din partea lui Dumnezeu. Succes din partea lui Dumnezeu înseamnă să ai cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul acesta, ca și ghid prin viață. Succes din perspectiva lui Dumnezeu înseamnă să ai cuvântul acesta legat de direcțiile în viață care le ai. Cuvântul acesta să spune ce să faci, când să iei în stânga, când să iei în dreapta, când să mergi înainte, când să te oprești. Succes din perspectiva lui Dumnezeu este să gândești așa cum gândești această carte, să ai cartea aceasta în gândirea ta. Pentru Dumnezeu, din perspectiva Lui, succes înseamnă, dacă vreți exemplul acesta, toți suntem, să zicem, într-un oraș străin, nu cunoaștem limba, nu cunoaștem zona, nu ne descurcăm să umblăm prin oraș, nu știm să mergem la magazin, la școală, la muncă, suntem toți dezorientați. Și cineva dintre noi are un sistem de navigare prin satelit și spune, eu unde vreți să mergem? La magazin. Uite, pe aici, pe aici, pe aici, se merge și ajung acolo. Pentru Dumnezeu, asta înseamnă om de succes. Să știi când să faci, ce să faci și cum să faci. Și toate acestea ghidat după cuvântul lui Dumnezeu. Vă rog, renunțați la ideea cu succes din altă perspectivă. Succes din perspectiva lui Dumnezeu înseamnă să fii un om călăuzit de Dumnezeu în primul rând. Înseamnă să știi ce să faci, cum să faci, când să faci și chiar cu cine să faci. A fi om de succes înseamnă să ai cuvântul lui Dumnezeu legat, uitați-vă aici, dragii mei, versetul 8. Cartea aceasta lege să nu se depărteze de gura ta în primul rând. Să ai cuvântul acesta pe gură toată ziua. Ce vorbești să fie de aici? Să-l ai legat de gură, apoi să-l ai legat de minte, cugetă, asupra lui și apoi să-l ai legat de ochi, tot ce-i scris acolo să fie legătură cu mintea ta prin ochi și atunci vei fi un om prosper și de succes, adică vei avea călăuzire în orice situație și circunstanțe din viața ta, chiar în momentul în care îți va fi frică vei ști ce să faci. Aceasta înseamnă succes din perspectiva lui Dumnezeu. Planul lui Dumnezeu, promisiunea lui Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu și perspectiva lui Dumnezeu. Și ultimul lucru care reprezintă tratamentul lui Dumnezeu pentru frica noastră este porunca lui Dumnezeu. Versetul 9. Nu ți-am dat eu oare porunca aceasta? Întărește-te și îmbărbătează-te. Este porunca aceea care îi spune Petru în Matei 14 cu 28. Poruncește-mi
să vin pe apă. Amintiți? Umblarea pe apă a lui Iisus, furtuna în care erau implicați ucenicii. Și spune la un moment dat Petru, când nu mai realizează, când realizează că de fapt că este în pericol, strigă la Iisus și spune: dacă tu ești Iisus, poruncește-mi să umblu pe apă. Este aceeași idee de poruncă. Dumnezeu îți poruncește: ieși din barcă și umblă pe apă. Dumnezeu îți poruncește: fii tare și foarte curajos. Sau varianta noastră: îmbărbătează-te, întărește-te. E o poruncă la urma urmei. Și, dragii mei, noi foarte de multe ori acuzăm circumstanțele din viața noastră și parcă există un argument credibil, de aceea ne frică. Și cum să nu-ți fie frică când știi că trebuie să-ți vie diagnosticul? Cum să nu-ți fie frică când vezi ce se întâmplă în casa ta, cu copiii tăi, cu părinții tăi? Cum să nu-ți fie frică când vezi care e situația la locul de muncă? Cum să nu-ți fie frică când vezi care e contextul economic în care trăiești? Cum să nu-ți fie frică? Și parcă dăm vina, într-un fel, pe circumstanțe, pe situație. Dragii mei, problema nu sunt situațiile de afară. Știți că o barcă e făcută să reziste la valuri. Problema devine când situația de afară intră în inimă. Când apa, valurile, furtuna ajunge în barcă, atunci chiar e o problemă. Nu e problemă că sunt boli în jurul tău, că sunt frământări, că sunt crize, că sunt lipsă de locuri de muncă, că sunt tot felul de situații în familie sau chiar în familia ta. Problema devine problemă când lucrurile acestea de afară intră în problema ta, în inima ta. Adică când situația de afară ajunge în interior, atunci deja apa ajunge pe fundul bărcii. Acum întrebarea se naște: când știm noi că cineva are apă în barcă? Când știm noi că cineva într-adevăr este cuprins de teamă? Dragii mei, cel mai bine se vede pe cum vorbește o persoană. Persoana cu apă în barcă va scoate asta pe gură. Spune cuvântul lui Dumnezeu că din prisosul inimii, adică de pe fundul bărcii, vorbește gura. Știți ce bine se vede că are apă în barcă? De pe ce scoate pe gură. Omul se vede când lucrurile de afară i-a influențat starea interioară. Pentru omul acesta, care deja are această stare cu apa în barcă, cuvântul lui Dumnezeu este: vino. Porunca care i-a spus-o Hristosul lui Petru: vino, ieși din barcă, e momentul să sari. Nu mai poți sta în situația în care ești. Deja valurile de afară ți-au influențat interiorul. Ești în pericol, nu mai sta în barcă. De multe ori noi vedem și în soluția lui Dumnezeu un motiv de teamă. Adică ne frică de Iisus, așa cum era la ucenici, mi-e frică de soluție. Dacă Dumnezeu îmi cere ca soluție să fac asta, dacă Dumnezeu îmi cere să mă mut, să renunț, să iau decizii care nu-mi convin, vine așa ca și cum am fi pe un bloc cu 10 etaje, În spate arde focul și știm că nu avem altă soluție decât să sărim și pompierul de jos sară aici pe salteau. Și noi acum suntem în situația în care ne frică de soluția aceasta. Cum să sar? Dacă se întâmplă ceva în timp ce sar, dacă sară în cap, dacă salteau aceasta nu e așa cum o văd aici de sus. Știu că în spate n-am nicio șansă să mă întorc pentru că arde tot. Să sar mi-e frică. Și oamenii aceștia care sunt cuprinși la aceste două stări de obicei nu fac nimic. Dragii mei, credința vine prin auzirea cuvântului. Necredința sau frica vine prin a pune la îndoială cuvântul lui Dumnezeu. Sursa fricii este a pune la îndoială cuvântul lui Dumnezeu. Oare chiar așa e cum a spus Dumnezeu? Oare chiar ne poate izbăvi Dumnezeu de situația asta? Oare chiar Dumnezeu poate rezolva problema asta? Amintiți-vă cazul lui Adam și Eva. Dumnezeu spune un lucru, dă o poruncă. Și vine diavolul și seamănă la un moment dat, în final, frică, pentru că pune la îndoială, oare așa a spus Dumnezeu? Oare chiar așa? Dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu generează credință. Îndoială sau contradicția cuvântului lui Dumnezeu produce frică.
Dar am o întrebare, dacă nu cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu, ce se mai pune la îndoială? Pentru că oricum naște frică. Există contextul acesta și nu vreau să rămân mult la zona aceasta în care cuvântul lui Dumnezeu este foarte neglijat. Noi din aceste 8.000 și ceva de promisiuni care poate sunt pentru noi câteva sute în fiecare zi, noi nu le cunoaștem. Iar când ajungem în holul spitalului, ne amintim că scrie ceva, că voi fi cu tine, dar nu știu, se referă la contextul meu, la soluție. Oare e pentru situația asta? Și punem la îndoială și așa naște diavolul în mintea noastră îndoiala și în final frica. Vreau să mă ocup acum în final de versetul din 1 Petru capitolul 5, versetul 7. Și aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre. Și el însuși, adică el însuși, Dumnezeu, nu va trimite pe nimeni, el personal se va ocupa de toate. De toate îngrijorările voastre, de toate fricile voastre. Și permite să folosesc o ilustrație. Dacă prin rugăciune doar se poate aduce îngrijorările noastre înainte de Dumnezeu, nu există altă modalitate să arunci îngrijorările asupra lui Dumnezeu decât prin rugăciune. Nu există altă modalitate. Și venim înaintea lui Dumnezeu și spunem, Doamne, și problema aceasta, și îngrijorarea aceasta, și teama aceasta, și problema aceasta o arunc asupra Ta. Și le punem toate în cutie. Da? Spune, aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre. Și venim vineri la biserică și le spunem toate lui Dumnezeu. Doamne, mi-e frică de asta. Spun, Doamne, sincer, mă tem de lucrul acesta. Și prin rugăciune îi le aducem toate înaintea lui Dumnezeu. Dar știți care e problema? Când mergem acasă, mergem cu cutia. Îi aducem lui Dumnezeu în rugăciune, se termină rugăciunea, se termină programul și mergem acasă cu aceeași teamă cu care am venit. Ce s-a întâmplat? Le-am pus în cutia rugăciune. Doamne, le-am aruncat asupra Ta. Și mergem acasă exact cu teama cu care am venit și cu frica și cu îngrijorările cu care am venit la programul de la biserică. Ce se întâmplă? Problema e că rămânem cu ele și nu le aruncăm asupra lui Hristos toate îngrijorile noastre. Sau le aruncăm, pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu, degeaba rămâneți cu ele în brațe, degeaba v-ați rugat pentru ele, degeaba le-ați adus la cunoștința Mea. Că tot cu ele mergeți acasă. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că aruncați, da? Și le aruncăm și ne rugăm și pe câteva momente le luăm înapoi. Se întâmplă asta, frații mei, sau nu? Spune, nu, aruncați îngrijorările. Și le aruncăm. Și spune, uite, dar cum să mai controleze situația? Bine, le-am aruncat, dar și le luăm înapoi peste câteva momente, minute, ore, zile. Și din nou avem problema că parcă o controlăm mai bine, de în brațele mele. De aici văd ce se poate face. Și noi avem impresia că dacă am aruncat îngrijorările, Dumnezeu cumva condamnă situația asta de pasivitate. Păi Dumnezeu nu-ți cere să chiar să trăiești indiferență în pasivitate. Asociem greșit ideea că am aruncat îngrijorările și cu pasivitatea noastră, când de fapt nu-i pasivitate. Eu am cedat doar controlul lui Hristos. Asta nu înseamnă că eu din momentul ăsta nu mai fac nimic în domeniul acesta. Ba da, am să mă rog în continuare, am să mă implic în continuare, poate Dumnezeu va mișca lucrurile și are nevoie de mine să mă implic mai mult. Dar nu înseamnă că dacă efectiv i-am cedat controlul lui Dumnezeu asupra problemelor mele, eu trăiesc în nepăsare. Nu. Mă preocupă în continuare. Dar nu mă mai domină lucrurile acelea, nu mă mai controlează lucrurile acelea. Le-am aruncat lui Dumnezeu. Da, acolo e locul de muncă, situația din familie, toate sunt acolo. Și când plec de la biserică vineri, nu mai merg cu cutia în brațe. Și mai facem o greșeală. Spune, da, am aruncat, Doamne, toate îngrijorările. Da, așa a fost. Bineînțeles că e problema aceasta gravă, n-am cum să o rezolv. E de înțeles că numai Tu o poți rezolva. Doamne, da, asta mică, asta rămâne la mine. Și spunem, problema asta cu familia, cu locul de muncă, asta e, n-am nicio șansă, Doamne, ar fi neînțelept să mă lupt eu. Dar asta,
asta mă descurc, eu mă descurc, că am mai trecut pe aici, m-am mai descurcat. Asta mă descurc eu, Doamne, cu asta pot eu să fac față. E ca și cum ne rugăm pentru copiii noștri bolnavi, pentru părinții noștri care sunt grav bolnavi și mi-am pierdut telefonul. Cum să mă mai rog pentru asta când mă gândesc câtă nevoie mare am de Dumnezeu să-mi vindece părinții și să mă rog acum, Doamne, unde mi-e telefonul? Doamne, n-am șalopetă mâine la lucru. Și te gândești și acolo spune, aruncați asupra lui, cum spune? Toate. Și asta, problema cu șalopeta de la muncă. Dragii mei, dacă am înțelege că dacă ducem cutiile astea, nu ne-a cerut Dumnezeu. Noi gândim cumva, Doamne, cum tu iei din ele ceva, iau și eu, să nu-ți fie greu ție, mai duc eu din ele. Și promisiunea aceasta este și sună în felul acesta. Aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre. Te temi de avion, vin înainte lui Dumnezeu și spune asta. Ți-e frică că nu o să te căsătorești, mică sau mare pentru alții, pentru tine mică, nu contează, sau mare, vină și spune înainte lui Dumnezeu, Doamne, asta e problema mea, chiar sincer, nu vreau să o duc eu. Indiferent frământările, îngrijorările care le ai în viață. Și ultimul lucru care e temă de casă, care e punctul care îl faceți fiecare, este puterea lui Dumnezeu. Toate încep cu P, poate ușor de reținut. Puterea lui Dumnezeu, pentru că asta o veți experimenta fiecare în familiile voastre, în casele voastre. Și veți vedea cum puterea lui Dumnezeu vă va ajuta să scăpați de toate îngrijorările și toate temele. Veți vedea că ce a făcut Dumnezeu cu Moise se poate face cu voi și în casa voastră și cu Iosua la fel. Dragii mei, aș vrea să venim înainte lui Dumnezeu într-un moment în care vă invit să nu vă fie frică să veniți cu frica voastră înainte lui Dumnezeu. Eu cred sincer că frica care o porți de ani de zile, Dumnezeu o poate rezolva în seara aceasta. Asta spun pentru că ți-l prezint pe consilierul care s-a ocupat de Iosua. Dacă vrei, are ședințe disponibile pentru tine în seara aceasta. Soluțiile care au fost pentru Iosua și rog să rămână afișate pot fi valabile pentru tine în această seară. Da, așa cum a avut pentru Iosua, Dumnezeu poate avea un plan pentru tine în această seară. Dumnezeu are promisiuni pentru tine și promisiunile acestea se vor împlini, nu contează cât ești de bun sau de rău. Dumnezeu le-a promis și crede-mă că se va ține de cuvânt. La concluzia asta a ajuns toți mari lideri ai Scripturii și am ajuns și noi că Dumnezeu își va respecta ultimul cuvânt promis. Dumnezeu ne promite în momente de încercare și de frică prezența Lui, care pentru mine e suficientă, dacă ar fi numai asta, ar alunga orice teamă și frică din jurul meu. Și apoi perspectiva aceasta, să te uiți la problemă cum se uită Dumnezeu, să te uiți cu optica Lui asupra probleme, să o vezi cum o vede Dumnezeu. Și apoi să vezi că nu e așa de mare, că nu e așa de imensă. Și să vezi cât e de minoră și să vezi cât de ușor poate Dumnezeu rezolva. Și apoi să înțelegi că asta nu e o alegere. Efectiv, ești condamnat să fii tare. Ești condamnat să fii curajos. E poruncă lui Dumnezeu. Aș vrea să fac această provocare pentru toți cei care au anumite îngrijorări și temeri în viața lor. Să vină înainte lui Dumnezeu cu cutia aceasta și să nu mai duc acasă așa cum fac ani de zile de la biserică. Da, și au descărcat înainte Domnului, dar la final tot cu cutia a mers. Vreau să o aruncăm în această seară la picioarele jertfei lui Hristos și să spun, Doamne, eu nu mai am control asupra lor, de mult de fapt l-am pierdut, dar tot cu cutia acasă a mers. Haideți să ne ridicăm în picioare, vreau să plecăm capetele, rog grupul să vină în față, dragii mei, și în mod sincer, pentru dragostea care vă port fiecare și pentru ceea ce Dumnezeu poate face în această seară. Vreau să vă invit înaintea Domnului să veniți și să lăsați pe Dumnezeu ca în sfârșit El să vă trateze de frică și de îndoială, de temeri care le-ați aveți. Ați văzut ce poate face tratamentele date de oameni? Știți lucrul acesta? Și nu ca ultimă soluție, ca cea mai importantă soluție, veniți cu îngrijorările voastre, aruncați-le
asupra lui Hristos. Și El însuși nu va trimite pe nimeni, El special în această seară se va ocupa de tine. În timp ce avem capetele plecate, frunțele în jos, stăm înaintea lui Dumnezeu și grupul va cânta, iar în momentele care urmează, dacă sunt oameni care vor să pună capăt odată pentru totdeauna acestor frici, care nu ne-a chemat nimeni să le purtăm, puteam scăpa de mult de ele și putem și în această seară, nu-i târziu. Dumnezeu poate face lucrul acesta. Fie că e frică că nu te vei căsători niciodată, frică că copilul tău nu va crește bine, frică că poate într-o zi ai să stai cu rușine din cauza lui, frică că îți vei pierde locul de muncă și asta va însemna tragedie pentru casa ta, frică că nu te înțelege nimeni și până la urmă vei rămâne singur. Haideți să cântăm înaintea lui Dumnezeu și în timpul acesta chemăm pe toți cei care nu li frică să recunoască ca o frică. Diavolul va lupta în ultimul moment, tot cu frică, să ne țină în frică. Nu te teme. Pentru a-ți rezolva problema ta, spune Dumnezeu, sunt stare să dau națiuni și popoare. Crede cuvântul lui Dumnezeu mai mult decât ceea ce simți. Haideți să cântăm înainte lui Dumnezeu.